Un bărbat în vârstă de 32 de ani din Hochelag a fost reținut și este cercetat pentru infracțiuni la regimul silvic. Acesta a fost depistat de poliția din Dumbrăveni în timp ce transporta cu ajutorul unei căruțe material lemnos tăiat și sustras din zona împădurită a localității sale de domiciliu. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar de cercetare penală pentru tăiere ilegală de arbori, respectiv furt de material lemnos. În localitatea Hochelag, polițiștii din cadrul poliției orașului Dumbrăveni au depistat un localnic în vârstă de 32 de ani, în timp ce, cu ajutorul unei căruțe, transporta cantitatea de 1 metru cub de material lemnos, stejar și carpen, fără a deține documente legale de proveniență și transport. Ca urmare a investigațiilor efectuate de către polițiști, s-a constatat că în seara zilei de 8 februarie, bărbatul ar fi tăiat și sustras materialul lemnos din zona împădurită a localității Hochelag, cauzând un prejudiciu de aproximativ 2000 de lei. În cauză, s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere ilegală de arbori, respectiv furt de material lemnos, iar la data de 9 februarie, în baza administrării probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore. Acesta va fi prezentat unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive. Materialul lemnos a fost confiscat și predat reprezentanților ocolului silvic responsabil în zonă. Cercetările sunt continuate la nivelul poliției orașului Dumbrăveni, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Mediaș.